Bună! Sper că stați ok. Bine v-am regăsit pe acest canal. E ciudat să filmez din nou. A fost o perioadă mai ciudată, o perioadă mai aglomerată în care n-am putut să filmez. De-aia am și vrut să fac un video acum că m-am mai eliberat. Și să vă explic un pic de ce nu am putut să filmez. Ideea e că am primit de curând un teren de care să avem grijă, așa că am început să-l îngrijim, să plantăm în el, să ne punem și noi o mică grădină și de asemenea am luat și 10 găini. Sper să vă arăt așa un pic și grădina într-un daily vlog. Așa că, na, cum s-a încălzit afară, timpul a devenit un pic mai scurt, eu am tot lucrat și weekend-uri și în cursul săptămânii, iar zilele care le aveam libere le petreceam cu fetița mea, pentru că de curând ea a plecat în România și am hotărât să-și petreacă vacanța de vară acolo și așa că am zis că atunci când am puțin timp liber să fiu alături de ea, să petrec timpul alături de ea. Cam ăsta a fost, nu pot să zic că a fost mare lucru. Pentru noi a fost mare lucru deoarece timpul se scurtează. Tot timpul suntem ocupați cu grădină, suntem ocupați cu casa și, na, și lucrăm și de-aia a fost, să zic așa, o perioadă un pic mai aglomerată și nu mi-am găsit timp să filmez absolut deloc. Dar acum sper să revin. Așa cum vedeți și în titlu, m-am gândit să vă arăt două modalități în care putem personaliza tricouri. De ce am ales acest video? De ceva timp începusem eu să mă uit din nou, pentru că l-am văzut de câteva ori, la Harry Potter, sunt fan Harry Potter, și bineînțeles că i-a plăcut și fetiței mele. Așa că m-am gândit, hai să facem ceva, să avem amândouă cu Harry Potter. Așa că am fost la o firmă, o firmă, cred că îi spune, de unde se printează ceea ce vrei, unde poți imprima pe tricouri, pe cânt, pe ce vrei. Și am hotărât să ne facem tricouri personalizate cu casa în care învăța Harry Potter, de fapt la care a fost ales Harry Potter, Gryffindor. O să vi le arăt, pe al fetiței, mele, al meu l-am la spălat. Acesta este. Să-l apropii așa un pic de cameră, să-l vedeți. Și aici jos este numele. Cu numele. Ideea este că eu aș fi vrut ca scrisul ăsta să fie mult mai mic și undeva încadrat aici sub imagine. Nu ne-am înțeles foarte bine, probabil. Bine, am făcut tricourile prin intermediar, printr-o cunoștință și, na, nefiind eu acolo să explic exact doamnei care ni le-a făcut așa. Și al meu este la fel tot cu același scris. Scrisul îmi place și faptul că este așa lucios, nu știu dacă observați, dar l-aș fi vrut mult mai mic aici sub imagine. Ceea ce nu-mi place este că imaginea este foarte plasticoasă, nu știu dacă auziți, este foarte plasticoasă și de fiecare dată când îl calc îmi e teamă că o să nu se dezlipească imaginea de aici și tot timpul îl calc pe dos cu fierul fără abur, pentru că, bine, așa mi s-a și recomandat, pentru că tocmai de asta mi-e teamă să nu stric. Și am hotărât că, hei, aș putea să-mi fac și eu un tricou și chiar un tricou unicat, nu cred că aș putea să zic unicat, pentru că imaginea e luată de pe Pinterest. Și am hotărât să vă arăt două modalități prin care aș personaliza eu tricourile. Prima modalitate este cea prin pictură. Pictură, bine, e mult spus pictură, că eu nu știu să pictez. Am ales o imagine de pe Pinterest, aceasta este, am scos-o la imprimantă, am scos-o în așa tip peisaj, cum ar fi, pentru că să nu vină foarte mare, dacă o scoteam
pe lungimea paginii, ar fi venit mult prea mare desenul și ar fi venit pe tot tricoul. Nu l-aș fi vrut, chiar l-aș fi vrut un pic mai micut. Dar e ok și așa, vedem cum ne descurcăm cu el. Avem nevoie de pensule. Aici sunt pensulele. Un tub de vopsea textilă. Și un tricou, bineînțeles, simplu. Eu l-am luat din Primark pentru fetele care sunt în Spania, pentru cei care sunt în Spania. În Primark găsiți foarte ieftine. Nu cred că e din bumbac. E întăiat eticheta, dar nu cred că e 100% bumbac. Dar mie îmi plac. Sunt foarte, au un material foarte drăguț. Și o să mai avem nevoie de o bucată de carton și puțin scoci. Ideea este că vopseaua este o... Am luat-o dintr-o librărie. E de la marca La Pajarita. Este o marcă destul de bună în ceea ce privește pictura. Are nu numai pentru vopsea, pentru textile, are și acrilice și tot felul de tipuri. Și pe ea scrie că trebuie prima dată spălat materialul, ceea ce am și făcut, am spălat tricoul înainte. Apoi se pictează, se lasă la uscat și pe partea, pe dosul tricoului, cum ar fi, se fixează timp de 5 minute cu fierul de călcat fierbinte fără abur. Și cam asta este. O să vă arăt și ce textură are. Miroase, nu știu cum să zic, miroase ca o vopsea normală. Și acum ne vedem la masa de lucru să vă arăt cum o să facem. Așa, sper că puteți vedea cât de cât ce o să fac aici. Mi-am luat toate lucrurile de care o să am nevoie. Ce nu v-am arătat e că mai am nevoie de un scoci de hârtie și de o placă din asta de... Ce o să fac? Prima dată o să tai un pic din margini, să nu fie prea lată, dar nu prea aproape de desen. Tricoul l-am pe dos și o să-l lipesc, o să-l întind puțin cu, cum ar fi cu fața tricoului, o să-l întind și o să pun imaginea să îmi dau așa un pic seama cam cum aș vrea să fie centrată, nici prea sus, nici prea jos și cât de cât dreaptă. Acum vă dați seama că nu o să o pun perfect, pentru că, na, de aia se numește handmade, că nu o pun perfect. Și luăm, când am decis cam unde vrem să fie imaginea, eu o să o pun cam așa. O să luăm scociul de hârtie și o să lipim imaginea de tricou. Așa, am lipit imaginea de tricou. Nu-mi dau seama dacă... Cred că nu suntem în focus. Bun, acum. Am lipit imaginea de tricou, așa cum vedeți. O să întoarcem cu grijă tricoul pe față. Și cam așa arată. Să vedem dacă reușește să-l... Cam așa arată. Nu se vede foarte bine dar, pe cameră, dar la mine se vede destul de bine. Și cred că totuși nu mai am nevoie. Vreau să fac o altă idee cu placa asta, dar nu mai am nevoie. Punem tricoul frumos, îl așezăm pe un spațiu cât mai drept să fie. O să luăm pensulele. Eu o să iau pe cea mai mică.
amestecăm un pic culoarea și cu grijă vom începe să delimităm, să pictăm marginile deselului. E destul de mică loc, dar... Cam așa arată tricoul, așa arată el pictat. L-am lăsat o zi întreagă să se usuce așa pe față și acum o să-l calc. Am pus fierul la... Trebuie să-l întorc pe dos. Și o să-l bag pe asta, nu vreau să-l calc, să nu cumva să... Nu știu, să iasă culoarea. Am pus fierul la... Să nu fie chiar foarte fierbinte. Și o să trec cu el peste... Pentru cel de-al doilea proiect de personalizat tricouri, m-am gândit să-l fac altfel, tot aceeași imagine am ales-o, o să fac și pentru fetița mea un tricou. Cred că o să fac doar partea de sus, adică părul cu cicatricea și ochelarii. Și avem nevoie de imagine, bineînțeles, de un tricou, un pistol cu silicon cald, o foaie de copt, aici am,
Adeziv pentru materiale, culoare acrilică și pensule. Ce o să facem? Eu am pus pistolul la încins. O să luăm foaia. Mă rog, asta a fost mai îngrămădit așa, dar nu contează. O să tai un pic mai mult din ea, ca să nu mă incomodeze. Așa, e perfect. Și acum o să lipesc cu niște bandă din aceasta, ca să stea fixă. Și acum, bine că nu prea se lipește, dar o să lucrăm ușor. Să vedem dacă s-a încins pistolul. Și o să trecem peste, o să facem conturul. Să nu-mi bag tot. Cam așa arată. Acum nu se vede mare lucru. O să lăsăm să se usuce. Stai așa că mai am niște părți pe unde nu am dat. Deja o să vină o furtună, așa dintr-o dată se va porni. A fost un soare și foarte cald, dar acum s-a înnorat, sper să mai vedeți ceva aici. Așa, o să mă uit și eu bine să văd dacă chiar am dat peste tot. Și pe unde nu am dat, mai revin așa cu un pic de silicon. Nu trebuie să fie perfect, că până la urmă e păr, să imite părul, adică n-ar avea ce să fie greșit. Bun, așteptăm să se usuce bine, bine de tot și revenim. Bun, am lăsat să se usuce siliconul, s-a uscat foarte bine. Vedeți, nu știu dacă vedeți aici, am făcut și un H și un P de la Harry Potter. Dacă auziți ceva zgomot, a început să plouă foarte rău, cu tunete și fulgere. Dar, în fine, noi ne continuăm treaba. Acum ce o să fac, o să iau pictura acrilică și pensula și o să colorez tot siliconul pus. Problema e că mi-ar trebui... Stați așa, am găsit. Gata. Bun, și cu o pensulă o să colorăm.
Așa, s-a uscat. Cam așa arată. E foarte, foarte uscat și pare foarte natural. Nu știu dacă observați. Pare așa, pare păr natural. Și aici e telefonul meu. Acum o să-l dezlipesc cu grijă. Ia uitați-l. Acesta este părul. Bine. Și o să tai ce mi se pare așa de... că sunt bucățile astea din silicon prea... să nu se vadă ură, nu știu, așa să-i dau o mică formă. El nu e foarte, foarte negru. Dar e ok. Bun. Le-am terminat de decupat pe fiecare. Cred că ar fi fost bine să le mai dau încă o mână de culoare, dar cred că o să le las momentan așa să vedem cum. Acum o să întarc centricou pe față și o să-l punem exact cu partea unde vrem să lipim. Eu o să văd care ar fi, cred că asta ar fi fața. Și o să bag între părțile tricoului o foaie de hârtie ca să nu se lipească. O să așez. Așa. Foaie de hârtie, nu contează. Și acum, eu o să încerc cu un lipiș de pentru materiale. Sper să țină, nu am încercat și nu știu exact. Am încercat odată să lipesc ceva cu pistolul de silicon fierbinte și nu a mers. Așa că, nu știu, o să văd cum merge cu ăsta. Aplic așa. Pe instrucțiunile lui scria că trebuie aplicat pe o parte și apoi o să lipesc cam aici. Și apoi apăsa timp de 30 de secunde. Așa că o să fac și eu lucrul ăsta. Da. S-a luat ceva. Opsea. Dacă o să văd că o să rămână pe undeva alb prin păr, o să-i aplic eu un... o să mai vin cu culoare. Ia să iau eu cealaltă foaie de hârtie și să apăs cu ea. Așa nu se mai lipește de mâini. Bun. Acum să vedem cum o să facem cu cicatricea. Aici am pus foarte, foarte mult lipici. Aș vrea să-l și iau cu ceva, dar nu prea am cu ce. Gata. Deja mâinile le simt că mi se lipesc. Așa că sper ca și... Cam asta e rezultatul final.
O să lăsăm, îmi zice că pe instrucțiunile lipiciului scrie că după 10 ore deja are aderență și că ține foarte bine, așa că o să lasă să se usuce foarte, foarte bine și o să revin cu rezultatul final. Bun, și cam asta este rezultatul final. Așa e și tricoul, să mă apropii să-l vedeți cum arată. Mie îmi place foarte mult, chiar se vede foarte bine, la atingere e foarte... foarte, nu e plasticos ca și cel pe care vi l-am arătat făcut la firma aceea care face. Așa arată el de aproape. Mi-e place chiar foarte, foarte, foarte mult. Și cred că e o idee minunată și de cadou. Și, nu știu, să vă personalizați tricourile sau, nu știu, vreo bluză la vreo aniversare, la ceva. Mie mi se pare o idee super. Și o să vi-l arăt și pe cel al fetiței mele, pe care nu am, sau mai bine zis, momentan nu are cine să-l probeze. Acesta este. Dar e mai simplu, l-am făcut mai simplu, fiind un pic mai mic. Așa se vede, sper că-l puteți vedea acolo. Și la fel, mie îmi place și acesta. Să-mi lăsați în comentarii care din cele două modele vă plac mai mult. L-am făcut așa, puteți să-l faceți pe absolut orice culoare, cu orice culoare doriți. Eu chiar o să mai fac câteva cu alt fel de modele, cu alte mesaje, nu știu, probabil. Să-mi lăsați în comentarii care din cele două idei v-au plăcut mai mult. Mie, sincer, mi-a plăcut cel pictat. Nu știu, mi se pare și mai simplu și la atingere e foarte simplu. Nu știu acesta dacă siliconul o să reziste lipit pe tricou în momentul în care o să-l spăl. Oricum o să-l spăl de mână, nu o să-l spăl la mașină. Dar mie mi se pare super ok. Și e ceva diferit. Ceva foarte, foarte fain, cred eu. Așa vin cele două tricouri. Le-am făcut la fel pentru că noi în general ne place să ne îmbrăcăm la fel. Stau așa. Noi ne place să ne îmbrăcăm la fel sau, mă rog, aproximativ la fel, eu și fetița mea. Și întotdeauna ne făceam și rochii, când mergeam la nunți, rochii pe comandă la fel. Sau și pe afară, dacă reușeam eu, de exemplu, să-mi iau un tricou. Îmi luam mărimea 13-14 ani, luam și tricou la fel, pentru că eu având mărimea S, XS, ceva în genul, atunci ne potrivea. Și, na, chiar e o idee super pentru cei care aveți copii să vă faceți seturi așa la fel. Eu sper că v-a plăcut acest video, că l-ați găsit interesant și aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre cele două tricouri, cum vi se par, care vi-a plăcut, care e modalitatea de a personaliza v-a plăcut mai mult. Și ne vedem la următorul video. Vă pup! Pa, pa!